Agricultorii mai pot depune cererile pentru subvenția la motorină până pe 30 aprilie. De acest ajutor de la stat beneficiază cei care exploatează cel puțin un hectar de teren, iar suprafața unei parcele agricole este de minim 30 de ari. În cazul celor care dețin vii, livezi sau pepiniere pomicule, suprafața minimă a parcelei trebuie să aibă cel puțin 10 ari. În plus, solicitanții trebuie să fie înscriși în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în registrul agricol, registrul plantațiilor viticole sau alte evidențe funciare. Subvenția se acordă trimestrial sub formă de rambursare și reprezintă diferența dintre acciza standard și acciza redusă. Concret, subvenția este de 1 leu și 20 de bani pe litrul de motorină. Beneficiarii depun cererile de solicitare a ajutorului de la stat însoțite de hârtii din care să reiasă cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv. Cererea de rambursare a ajutorului de la stat nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanțare. Cererile se depun în luna imediat următoare trimestrului pentru care se solicită ajutorul de la stat. Motorina subvenționată trebuie folosită doar în agricultură. Beneficiarii riscă amenzi de la 5.000 până la 20.000 de lei, dar și pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de la stat pe o perioadă de 3 ani, dacă în urma controalelor se dovedește că au folosit motorina în alte scopuri sau au vândut-o.